Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. Vă spune Bogdan Enache. Aseară, dragi prieteni, ați avut ocazia să vedeți cele două campioane, una mondială, una europeană, la înot. Un sport care a fost uitat. Vă mulțumesc pentru mesajele care le-ați transmis în urma emisiunii. Valorile trebuie scoase în evidență. Faptul că la ora actuală și nu de ieri de azi, de vreo 2 ani de zile, Tamara Costache, singura campioană mondială la înot pe care Ploieștiul a dat-o, și una dintre puținele pe care România le-a generat, se află în bazinul Vega, este mare lucru. Faptul că campioana europeană, Carmen Herea, se află tot acolo, iar este mare lucru. Cele două vă pot învăța copiii. Eu cred că a sosit momentul să scoatem și valorile Prahovei și valorile Ploieștiului în față, fiindcă de probleme suntem plini și oricum ele nu se vor termina niciodată. În urmă cu o săptămână a fost lansat Happy în Ploiești. Un videoclip care cred că l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, căutați-l. Aveți ce vedea. Un videoclip în care, prin care este promovată voia bună, distracția și mândria de a fi ploieștean. Un videoclip care mie mi-a tras atenția de prima dată și care chiar mi-a făcut plăcere. Tocmai fiindcă noi ne mândrim foarte mult cu orașul nostru, ne place să spunem că Bucureștiul se află la periferia Prahovei și așa și este. Ne place foarte mult, vorbim despre Republica de la Ploiești și așa și este, dar pe de altă parte prea puțin că avem foarte mulți tineri inteligenți, că avem cele mai frumoase fete, cele mai frumoși băieți, dar niciodată nu a fost făcut, nu am promovat toate aceste lucruri într-un cadru organizat, iar eu cred că a sosit momentul la nivelul Ploiești, la nivelul Prahovei să le totul să ne organizăm puțin, cum se spune. Pe de altă parte, dragi prieteni, există câteva programe interesante, vă spun doar unul, Adoptă o valoare. Deci nu adoptă un câine, ci adoptă o valoare. Un program care se referă la tinerii care performează într-un domeniu. Un alt, există evenimente demne de a fi semnalate. Prezența lui Dan Puric la Ploiești, prezența lui Florin Chilian, niște burse pentru jurnalism. Grupul de inițiativă Iubesc Ploieștii. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Din păcate, și o recunosc public și e mea culpa, am aflat destul de târziu și eu despre ele, însă acum că le-am aflat nu mai vreau să le ratăm și să le ținem bine. Pentru a vorbi despre aceste subiecte, invitatele mele din această seară sunt doamna Mădălina Tuinete, manager granturi la Fundația Comunitară Prahova, cum sună pompos așa. Sărătumânea și bine ați venit! Bună ziua! Bine și v-am găsit! Și Loredana Brătilă, vinovata pentru acel clip Happy în Ploiești, un clip care a strâns peste 40.000 de vizualizări. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Vă mulțumesc mult că ați onorat invitația. Vă spun sincer că într-o lume, noi aici nu pot mai ales de politică, de lucrurile care nu sunt clare, în zona gri, cum e și viața noastră a românilor. Iar faptul că dumneavoastră ați pus o lumină albă pe ceea ce și puneți în continuare pe ceea ce înseamnă Ploiești, mie mi-a dat dintr-un punct de vedere speranța că se pot și că se și întâmplă, numai că peste nu le vedeam, nu le băgam în seamă lucruri bune în Ploiești. Vom intra în legătură cu personalități ale Ploieștiului, dragi prieteni, în legături telefonice. Peste 40.000 de vizualizări. Eu azi cred că sunt prin o săptămână. Unde când a fost 43.000. Scuze, 43.000 de vizualizări. Da, astăzi, când am verificat de dimineață. Acum, eu știu, mai fi crescut, sper. De unde e această idee? A fost trendul acela cu Happy New York, Happy în Ploiești, Happy în București și noi și repede Happy în Ploiești? Nu chiar și repede, pentru că trendul a început undeva prin noiembrie, dacă nu mă înșel, acum nu las pe bună, căutați. Pharrell Williams a scos Happy, care este coloana sonoră de la Despicable Me, e un desen animat, iar el și-a cedat drepturile de autor
la melodii respective pentru a se putea face acest proiect. Și atunci toate țările din lume, pentru că mie îmi place să spun că e fenomen mondial, literalmente este, poate sună pompos, dar chiar este, toate, majoritatea țărilor importante, sunt cam 500 și ceva de țări din lume, au luat conceptul și au făcut versiunea lor de Happy. Cea mai bună promovare și pentru el și pentru oraș. Da, din fericire, din punct de vedere tehnic, noi România am luat-o, de fapt nu, din fericire, din punct de vedere tehnică și producție videografică, noi România am luat-o foarte în serios. Din nefericire, nu același lucru pot să spun și pentru alte orașe, de exemplu Londra, Amsterdam. Au fost serios, așa. În ce sens? Prea am stat rigizi sau în ce nu, sens? Nu, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al numărului de persoane care apar în clip, din punct de vedere al locațiilor unde s-au filmat. Difuzăm, Da. Dacă se caută pe internet, sonor, dar, dacă se caută pe internet, o să vadă diferența între ce s-a făcut în România și ce s-a făcut în alte țări. Adică? Noi suntem foarte buni. Noi ne-am luat foarte în serios toată munca asta. Noi și ne place... nu e bine? Ba da, asta zic, din fericire pentru noi e bine. Din fericire am pentru clipuri ei... acum că a studiat Bonet și cel din Londra și de la New York de la Toronto. Cum suntem mai fericiți decât cel puțin în videoclip? Suntem mai îngrijiți de aspectul vizual. Suntem, nu știu cât de fericiți, suntem mai fericiți decât ei. Eu zic că suntem mai fericiți ca ei. Cel puțin în videoclip. Da, iar primul videoclip la noi în București a apărut pe 11 februarie. Înaintea noastră? Fix cu o lună înainte de noi. Iar băieții care au făcut primul videoclip au trasat un traseu, nu știu cât de bine corect gramatical e, prin țară, cu orașe importante, cu Sibiu, cu Iași, cu tot așa. Practic ei au făcut ușor mai pe bandă rulantă, este foarte ok cum a fost făcut și apreciez foarte tare pentru asta. Dar ne bucurăm că am făcut noi pentru Ploiești și nu s-a gândit la noi și ne bucurăm că suntem și noi parte din acest proiect. Am înțeles. Iată, Nico, nu? Da. Au fost alese, acesta este conceptul, alese personalitățile din respectivul... Nu doar personalități. Noi ne-am gândit să promovăm Ploieștiu atât prin personalități, cât și prin persoane normale. Majoritatea videoclipurilor au fost făcute cu persoane normale. Într-adevăr, pe videoclipul din București mai apar pe aici colo niște persoane publice. Noi ne-am gândit că, ok, ce putem vizita noi în Ploiești? Sunt foarte multe locuri de vizitat, dar nu ne putem bate cu Clujul, nu ne putem bate cu alte orașe de Alba Iulia, nu ne putem bate cu ei. Că asta este istoria noastră. Asta este situația. Nu zicem că e bine sau e prost, asta este situația, o luăm ca atare. Dar avem valori. Avem petrolul, avem Asesoft, avem actorii de seamă, Nico, Frâncu, Gâlea. Avem oameni care au avut ceva de spus. Avem campioni mondiali. Avem oameni care au ceva de spus, au avut ceva de spus, au plecat din Ploiești. Și noi asta am vrut să arătăm, în primul rând. Oricum, par happy. Deci par nu happy. Avem... Doroftei, m-am plecat de toate Doroftei. Doroftei, Corina, Tamara, campioni mondiali în Ploiești. Bun, așadar starea de spirit, de fapt. E un trend. Eu vă spun ceva. O fi asta cu happy la nivel mondial, dar pot să spun ceva, să fiu foarte sincer, n-am văzut happy original. Serios? Da. Cred că sunt singurul din Ploiești. Dar, uitați-vă, e frumos. Dar am văzut happy Ploiești. Happy în Ploiești. Deci zi mândri și onorați, vă mulțumim dacă l-ați văzut pe al nostru primul. Mie, acest videoclip mi-a dat impresia că putem fi happy în Ploiești. Dacă, cum a spus că îl cheamă pe acel cântăresc, pe semne New Generation, așa, da. A zis, fraților, luați și fiți happy în toată lumea, pierțiativă de toată lauda. Eu n-am văzut varianta originală. Mie, când, în schimb, când am văzut acest videoclip cu lumea sărind, zâmbind, fețe cunoscute sau mai puțin cunoscute publicului larg, eu m-am simțit așa happy. Uite, frate, cineva și pe de altă parte, vedeți, dar în naivitatea mea, eu m-am dus cu gândul, uite, un videoclip de promovare a Ploieștiu, ceea ce și este, da, dintr-un punct de vedere. Și poate, nu neapărat de promovarea Ploieștiului în afară, cât de promovarea Ploieștiului pentru ploieșteni. Da. Mi se pare foarte important acest lucru. Fiindcă, dar nu vreau să trec eu, fiindcă suntem prea happy așa cu videoclipul ăsta. Eu dacă, și aici iar e un subiect, poate vom aborda altă dată, dacă ieșim pe stradă și spunem cuiva, frate, zi și mie, hai degeți, cât știți, duceți-ne cât știți să ajungeți la Muzeul Petrolului. Eu vă spun că din 10, dacă știu 4-5, sunt mulți. Că de asta spun, eu cred că acest videoclip a reușit performanța să promoveze Ploieștiul în fața ploieștenilor. În primul rând, în fața lor. Și mândria, ok, uite-o pe Nico, uite Asesoftul, uite petrolul. Avem valori.
Uite-o pe Corina Ungureanu. E bine să nu uităm nici noi ploieștenii, că totuși nu suntem atât de triști. Suntem chiar happy. Suntem happy, dar fiecare în casă la el, cred. E posibil. Asta e un alt subiect. Adică noi suntem happy separat. Happy împreună, de prea puține ori suntem. Nu? Da. Dar sunteți, apropo, sunteți happy în Ploiești? Da, eu da, eu da. De ce? Primele trei argumente. E casa mea, e patria mea. Aici m-am corect, născut, asta aici am patria crescut noastră. Întotdeauna o să vreau să trăiesc aici. Am locuit la București o perioadă. Fiecare om are defectele lui. Da, nu puteți fi perfect. Nu e vorba că nu m-am adaptat, dar tot Ploiești meu. Și a venit și m-am deci stabilit aici. Ploiești înseamnă acasă. Pentru că Ploiești înseamnă acasă, pentru că ceea ce sunt eu acum sunt datorită Ploieștiului, da, cu bune și cu rele. Da. Deci nu mai factor subiectiv până acum. Da, până nu mai factor subiectiv. Nu și mai al factor treilea? Subiectiv. Piața comercială pe Ploiești e groaznică. Da, asta e partea a doua. La business acum. Da. Nu că Ploieștiul, dar pe semne, cu asemenea inițiative, nu spun că poate fi schimbat 100%, dar la un moment dat trebuie să existe un T0, trebuie să fie un moment zero în care să spunem, hai, construim, uite, Loredana pe zona ei, la fundație, și acolo, la un moment dat, că vă și uniți, eu cred că se pot întâmpla lucruri bune. Noi așa sperăm, cel puțin. Sunteți happy în Ploiești? Sunt. Dar de ce? Vedeți, la televizor toată lumea spune cum să nu fiu fericit, frate, în orașul meu. Dar nu mi-ați dat niciun motiv până acum, în afară de e casa, e familia și urmea soțul sau iubitul. Pentru că identificăm persoane, asta și facem prin Fundația Comunitară Pracova, identificăm persoane cărora le pasă de comunitatea lor, persoane care au potențial, persoane care au viziune și iată un motiv pentru care trebuie să ne bucurăm. Oamenii au potențial. Vor să se implice și asta contează. Iată un motiv. Și să identifici atât de oameni nu este ușor, este o misiune destul de dificilă, dar putem să facem lucrul acesta și până acum, prin activitățile pe care le-am avut, eu zic că dăm argumente ploieștenilor să fie fericiți în Ploiești. Știți că sunteți bună de politician. V-am întrebat ceva și mi-a spus altceva. V-am vrut că sunteți happy în Ploiești și mi-a spus da, cu fundația. Avem motive, da, avem motive și suntem fericiți în Ploiești, eu așa zic. Vorbesc din punctul meu de vedere, eu mă simt echilibrat aici. Și eu la fel. Eu mă simt echilibrat, mie îmi place la nebunie bulevardul, e adevărat că îmi displac și anumite lucruri care se întâmplă, gen, dar cred că asta ține de mai mult de romantici, nu ține de economia de piață, care are efecte pozitive și negative. Că bulevardul nu va mai fi restaurantul, unul dintre simboluri, nu? Va fi o bancă și va rămâne doar parțial restaurant. Am și anumite nemulțumiri, dar, uite, trebuie să vă dau dreptate. Acasă eu mă simt exact, doar, da, doar în Ploiești. Chit că da, miroase când a omo, când a gaz. Sunt elementele noastre de identificare în Ploiești, să știi. Și asta, în felul lor, sunt valori, pentru că prin lucrul ăsta noi creăm oamenilor locuri de muncă, nu? Noi identificăm cuțițeiul, sigur, avem aici de rolever, de ce nu? Da, avem Muzeul Petrolului. Mie mi-a tras atenția, apropo de activitatea pe care o are această fundație comunitară Prahova, proiecte foarte interesante, mi-a tras atenția un proiect. L-am și spus în debutul emisiunii, adoptă o valoare. Chiar mi-a tras atenția. Să înțeleg că această fundație care nu sunt fonduri nici de la Consiliul Județean, nici de la primărie, ca să eliminăm din prima finanțarea, este asigurată de unde? Practic, este un program susținut de Asociația pentru Relații Comunitare din Cluj. Da, apropo de ce spunea și Loredana, că nu ne comparăm cu Clujul ca și putere, dar iată, au avut încredere în noi. Noi, practic, am aplicat și m-am fost acceptat și prin susținerea celor din Cluj, avem capacitatea, potențialul să inițiem astfel de programe pe care dumneavoastră le-ați amintit. Și ce să vă spun, noi suntem, practic, un suport, suntem un mecanism prin care identificăm resurse. Banii acești noi am constituit aceste fonduri prin organizare de evenimente și nu numai. S-a constituit acest fond, adoptă o valoare ca dumneavoastră spuneați, anul trecut, printr-un eveniment, jos pălăria Monșer, realizat într-un anume cadru,
A fost un eveniment de licitație. Acolo s-a constituit acest fond. Fondul a fost distribuit către 10 liceeni și nu numai, au fost și elevi din gimnaziu care, printr-o aplicație la fondul lansat de noi, au demonstrat că au un talent. Un talent în domeniul artistic, un talent în domeniul științific. Au fost olimpici, cum spuneați. Și atunci, noi, pentru noi este foarte și foarte important pentru noi ca și comunitate să promovăm și să susținem aceste valori. Și ba mai mult, vrem să constituim acum și un club al talentelor prin care noi promovăm acești copii talentați. Și au fost practic copiii de la școli generale, spuneam, de la liceu de artă și numai, de la Nichita Stănescu, de la Mihai Viteazu, de la economică, copii care au potențial. Și de ce nu? Iată, sunt valorile noastre pe care le promovăm cu mult drag. Mi se pare și titlul, mi se pare foarte inspirat, Adoptă o valoare. De ce când ne vine la adopție, ori dăm, în România se vorbește ori despre copii? Da. Dar din ce în ce mai puțin, din păcate, și e un alt subiect, chiar am vorbit pe această temă. Sau despre adoptă un câine. Adoptă o valoare, nu prea s-a vorbit. Da. Nu prea s-a vorbit niciodată. Și despre faptul că vârfurile Ploieștiului și nu neapărat cele ajunge la maturitate, ci chiar din gimnaziu sau liceu, pot fi sprijinite și ele oricum percep acest sprijin și ca pe o recunoștință în partea comunității. Și dacă îmi permiteți, acest proiect este sustenabil pentru că și anul acesta, prin evenimentul pro bono realizat, evenimentul filantropii realizat de Manuela Profilescu Geamănu, am realizat, acesta a fost și scopul evenimentului, să constituim pentru a doua oară fondul Adoptă o Valoare. E adevărat că nu a fost o sală plină, numai că e foarte important pentru noi. Pianista Emma Profilescu Geamănu a reușit să aducă la oaltă foarte mulți oameni valoroși care au vrut să se implice pentru comunitatea prahoveană. Este un lucru excepțional și dacă îmi permiteți, aici alături au fost Silviu Geamănu, actor la Teatru Bulandra, a fost Vladimir Pesantes, un cântăreț latinoamerican, a fost practic pianista Doina Staicu, regizorul Mihai Gheorghe, coregraful Constantin Enache, sunt nume cu rezonanță, am lăsat mai puțin, nu uităm de Florin Chilian și ce să spun, au fost acolo, au fost pentru noi și acest lucru spune ceva. Cum au reacționat, dacă vreți, și la acea licitație, publicul, ploieștenii, cum au reacționat? Acolo a fost un eveniment care practic a avut foarte mare succes și pe care ne dorim să repetăm. Acolo, mă bucură să aud acest da, lucru. Acolo practic a fost în premieră, deci a fost o inițiativă, s-a constituit acel fond și au fost, ca să vă dați seama, 10 busieri a câte 10 buse de 10 busieri cu 6500 practic. 6500 de lei. 650 de lei, adică 65 de milioane, mă scuzați, au fost practic distribuiți către acești elevi cu talent din Prahova. Bine, pe semne că se poate și mai bine. Se poate și mai bine, dar a fost o primă inițiativă. O primă inițiativă. Nu, se poate și mai bine și aici mă refer la cei care vin să liciteze. Exact, fiindcă sigur. De fapt, vin pentru o cauză. Vin pentru o cauză, asta ne și dorim, da? Cauză, identificăm cauza și oamenii cărora le pasă de această cauză, de această nevoie identificată. Apropo de Happy in Ploiești, am uitat să vă întreb, câte zile a durat filmatul? Nu a durat zile, nu ne-am apucat acum și hai între zile facem. Au durat cam două săptămâni. Da, noi practic am stat foarte mult după cei de la Petrolul, după ce de la Asesoft, ei au fost ultimii. Într-adevăr, pe ultima sută de metri, Corina Ungureanu a vrut să filmeze cu noi, însă și-a făcut timp. Vreo două săptămâni și ceva a durat. A durat foarte mult să-i adun pe oameni la un loc, a durat foarte mult să dăm telefoane, să ne sincronizăm cu timpul, când puteam ei, nu puteam să fie unul astăzi, unul mâine, unul astăzi, unul mâine. Trebuia să găsim cel puțin 5-6 într-un loc și apoi iar 5-6 într-un loc, pentru că vă dați seama ce ar fi semnat asta pentru noi. Cam atât au durat filmările, da. A ieșit exact cum v-ați dorit? În momentul în care l-am montat și nu ne obișnuisem noi cu el atât de mult, a ieșit mai bine decât ne-am fi dorit. Acum că îl vedem, ne dăm seama că a putea să iasă cu mult mai bine și tot așa. Dar l-am văzut de prea multe ori ca să-mi dau seama acum. Colorizarea face foarte mult, montajul face mult, colorizarea face foarte mult și atunci schimbă complet aspectul. Dar da,
105% a ieșit cum ne-a dorit. Au fost personalități care n-au putut participa, da, pe care vi le-ați dorit? Asta e partea care n-a ieșit cum ne-a dorit. Da, deci cine mai dorit trebuia să fie? Vreau să-l luăm și pe Bogdan de la El Negro. Mai vreau nume. Andreea Bolan? Deci cu Andreea Bolan a fost foarte interesant, pentru că noi n-am ajuns Tamara până la urmă. Costache, pe semne. Da, da. Cu Andreea Bolan n-am ajuns nici măcar să intrăm în legătură cu ea, pentru că n-am avut niciun fel de fir. Cum se ajunge la ea? Majoritatea, de exemplu, de la Nico am avut numărul lui domnul Frâncu, numărul lui domnului Gâlea și tot așa. De la Claudiu Zociu, de exemplu, am avut alte numere de telefon. Tot așa. Ai fost interesant și domnul Eugen Simion, nu știu dacă a participat. Nu știu ce să zic. Așa, dar era o apariție, ar fi fost o apariție inedită. Vă dați seama cum ar fi fost să-l avem și pe domnul Belu sau... Da. Adică sunt mulți, nu mai vorbim de Cabron. deci lipsesc câțiva. Da, lipsesc mulți acum. Dacă Smiley era să-i dau Smiley din Plăști, nu, e din Pitești. Deci nu știu dacă e. Nu, nu, Pitești. Da, Smiley, da. Dar puteți să-l adoptăm, nu? E o valoare. Am adoptat un jucător de la Petrolul. Dar cum puteți să-l adoptăm alții? Bă, nu, trebuie să fie happy în Ploiești. De-adevăr, era bine să fie doar din Ploiești. Dar de ce nu? Stai așa că sunt și alții care se locuiesc în Ploiești și se simt foarte bine. Și l-am fi vrut pe Mutu. Și? Ei. De vreau să mă că n-a vrut. N-a vrut sau n-ați ajuns? Nu, am ajuns, era acolo, era pe stadion. Am ieșit, dar când am fost noi pe stadion, am vorbit cu domnul Cristi Notaru, care s-a ocupat și vă mulțumesc foarte mult că ați avut amabilitatea. S-a ocupat și cu dânsul, am tot vorbit la telefon și atunci a zis că, Loredana, uite, vin în ziua aia, ei au făcut intrarea în antrenamentele și vor ieși câțiva ori pe stadion să facă treaba asta. Inițial nu trebuia să filmăm pe stadion, trebuia să filmăm în tribune, pentru că nu prea era stadionul lor, trebuia să discute cu administrația și tot așa. Dar am reușit atunci, hai acum. Și atunci au ieșit toți, printre care și Mutu. Și apoi uite așa s-a dus înapoi. Toate doamnele joncioare din grup, pe semne că au zis Adi, Adi. Nu, eram decât două și n-aveam galerie. Bine, Adi, Adrian Mutu, pe semne că se simte happy în Ploiești de când intră cu mașina, bă, întâi în patrenamentul poate e happy. Dar fiindcă altfel iese. Da. Adică asta cu happy în Ploiești, eu cred că ați făcut foarte bine, că ați mers aproape numai pe personaje din Ploiești. Da. Cât am putut. Că altfel, mai... Acum noi am luat emblematic, că nu știu câți din echipele care le-am avut chiar locuiești și sunt ploieșteni. Deci ideea cui a venit până la urmă? Unor tineri care nu sunt nicăieri nicio organizație. Cu aia a venit ideea Happy în Ploiești? Da. Păi prima dată am înțeles că soțul meu mi-ar fi spus despre treaba asta. Dacă el insistă. Apoi a venit Eugen Morarul la mine și mi-a zis să, hai Loredana să facem Happy. El știe că cu producția, cu studioul, cu să vezi, era clar că puteam să susțin astfel de producție. Și am zis, da, bine, sigur, haide să facem. Seara l-am sunat, păi să vezi că sunt ocupat cu harta, că nu prea pot. Și exact la a doua zi a venit Elena Permuș și cu ea am făcut acest proiect, cu ea și cu Andrei. Haide să facem Happy, uite, hai și noi. Și am zis, serios? Haide! Deci trei persoane fizice, atât am fost, trei persoane fizice. Corneliu ne-a ajutat și ne-a sprijinit cât a putut de mult. Am mai avut foarte mult sprijin de la terțe persoane. Nico ne-a ajutat cu, bineînțeles, cu filmările și că a venit și cu domnul Zaharia și că tot așa. Claudius ne-a ajutat cu contacte. Cornel ne-a ajutat cu idei și faptul că ne-a dat ideea și ne-a susținut cu ce a putut, tot așa. Fiecare ne-a ajutat cu câte ceva. Rocul nu e doar proiectul nostru. Ăștia am fost cei care au început. Ăștia care, cei care am dus producția până la sfârșit și dar toată lumea a sărit în ajutor. Toată lumea a sărit în ajutor. Va fi și Ionuș Georgescu, de exemplu, domnul Georgescu, care este președinte la Sesov, ne-a ajutat, ne-a sprijinit, haide, faceți la noi în sală, haide să facem cu jucătorii și grei, hai să facem cu majoretele, hai să facem cu juniorii, seniorii. Domnul Cristi Notar ne-a ajutat pe partea, toată lumea ne-a ajutat. Va fi și partea a doua? Doamne sau... ferește, nu. Soțul meu vrea, eu nu? Nu cred, nu. Vrea, acum am văzut că sunt pe ediție, ediția de toamnă, ediția de vară, acum nu vreau să facem ca la Casa de Modă. Cu nu, dar un videoclip sau un clip care să îți crezi așa o stare de bine și unde se vezi personalitățile, eu cred că ar fi merită, bine, da. Ar fi bine venit și difuzat și aici și la toate posturile locale, eu nu cred că ar strica. Ediția de vară? Ediția de primăvară-vară, da. Vară, da. Și pe urmă toamnare. Nu, acum nu pe ediții. Nu știu ce să zic. Sincer, nu știu ce să zic. Dacă, într-adevăr, vine lumea la mine. Acest happy din America.
Da? Varianta 1. Varianta 2, în schimb, poate aparține exclusiv Ploieștiului și poate fi un clip la care să uiți așa, să mai zici, ia ce e ăla, ce e obiectivul ăla, ar merge și un clip cu monumentele cu, de interes public din Ploiești. Da, cum să nu, ar merge, ar merge și atunci ne-ar putea o ajuta idee. Lucian Vasile la treaba asta, da. Cu care iarăși am un proiect, Ploieștiul vechi și nou. Și atunci... Adică pune muzica lui Smiley și începem, sau muzica cuiva cunoscut, nu știu ce și pe muzica urmă... Muzica lui Smiley, pentru că... Acasă. Da, uite, acasă. Acasă. Este foarte important să ne simțim bine, de asta spun, că fiecare ne, cred că ne simțim bine separat în Ploiești, dar este foarte important să creăm și să fie și o stare de spirit la nivel, poate fi creată, nu zic acum să fim 205.000 pe stradă happy, așa, dar da. Poate că se poate și asta. Hai că se poate, la zi de Ploiești am văzut că există, există. Bun, dar 10-15.000 pot fi happy și se pot întâmpla evenimente generate de persoane fizice, nu neapărat, da. Bun, plus fundații, pot exista colaborări. Am putea să facem așa ceva, dar să nu mai fim siguri toată treaba asta. Fiindcă din acest, la telefon îl avem pe domnul Ilie Gâlea, unul dintre actorii, nu? Da, da, acestui clip. Bună seara! Bună seara, domnul Gâlea! Bună seara! Un pic mai tare, dacă se poate. Țipăm și câștigăm. Happy în Ploiești? Da, nu vă aud prea bine, eu sunt la o sală de M-auziți? Sport. M-auziți acum? Cred că numai un pic mai tare, dacă s-ar putea. Am înțeles. Rog colegii să acum, încercă. Acum, gata. Da? Happy. Să se audă mai bine. Happy în Ploiești? Da, sunt în Ploiești, da. Happy și sunteți și happy? Alo? E clar că sunteți happy. Domnul Gâlea, sunteți happy în Ploiești? Da, sunt de aici, din Ploiești. Am înțeles, rog, colegi, să ne refacă legătura din punct de vedere tehnic. Hai să încercăm să mă sunați peste 3 minute, să ajung în altă parte, da? Gata, peste 3 minute, bine, rog, colegi, să ne facă legătura cu domnul Gâlea. De ce? Am fost curat caragiale, nu? Da. Fiecare... bun. Așa nu va exista o ediție a doua, poate... Nu pot eu acum să vin să zic nu. Dacă se cere, dacă... Dar cu un timp de pregătire pe semne mult mai mare. Nu, am schimbat multe, dacă ar fi să fie. Am schimbat foarte multe. Dar acum trebuie să căimăm pe altcineva, să ne gândim la un alt fel de concept. Că dacă îl facem tot pe același, doar nu, că schimbăm persoanele... Very happy. Deci trebuie ceva cu... Adică nu mai merge cu happy. Bun. Doamna Toinete, vreau să vă întreb. Fundația comunitară Prahova a făcut două evenimente care se încadrează în zona cultural-artistică și aici mă refer... aceste două, cu Dan Puric și cu Florin Chilian, fac parte dintr-o serie, mi se par iar foarte importante. Faptul că o fundație de bună voie și nezisă de nimeni creează evenimente culturale și artistice e un lucru bun. De asta, de la început de emisiune, eu v-am spus și înainte de emisiune, sunt foarte happy. Faptul că dumneavoastră v-ați făcut acel videoclip, că Ploieștiul vechi și nou, cu acea expoziție, au vorbit despre acest lucru, că o fundație... organizează și numai aceste evenimente culturale. Tocmai că noi asta ne dorim. Deci noi încurajăm și acest spirit de inițiativă filantropică. E adevărat, este evenimentul în sine, cultural, dar în urma evenimentului s-au constituit acele fonduri care ajung către comunitatea noastră. Asta spuneam mai devreme. Adică Florin Chilian vine de exemplu, ca să înțeleagă... Unul dintre artiștii care dintre. Au fost, exact. Vine da? De... Vine, pro bono, deci a fost pro bono, da, pro bono, pe asta am și spus la început, alături de pianista Ima Profirescu și de ceilalți. Și la fel și Dan Puric? Dan Puric, de data aceasta, nu a venit, e adevărat, pro bono, așa, numai că faptul că publicul care a fost acolo în sală, marea majoritate a publicului a fost acum în sală, a fost și data trecută la ediția 1, iar ediția 1 Dan Puric, într-adevăr, a venit pro bono și chiar la acea și ediție... Și banii colectați din bilete? Banii colectați sau... din bilete, atunci, practic, s-a constituit acel fond Orașul Crește Frumos și au fost finanțate 3 proiecte, spuneam, pe domeniul cultural. Beneficiari au fost cei grupul de inițiative de la Iubesc Ploiești, cei care fac și arta cea interactivă. A fost Asociația Viitorul Tinerilor pe domeniul educației și
a mai fost Asociația de Sprijin pentru Copii cu Handicap Fizic, filiala Prahova, pe domeniul sănătate. Deci au fost, erau domeniile pentru care publicul a votat la, în sală, la prima ediție cu Dan Puric, practic a avut această opțiune și publicul a spus, ok, banii mei după bile se vor duce în domeniul acesta. Și la o centralizare a votului, la opțiunilor lor, cea mai mare parte, ei au simțit nevoia să ducă banii spre educație. Și au fost 306 milioane, spuneam, 300, nu. Ajutați-mă, da. 300 de milioane vechi. Au fost practic 10.200 pentru fiecare proiect. Deci ori 300 de milioane vechi, exact. Cum reacționează aceste și artiști, dar și repere în anumite domenii, cum e Dan Puric, de exemplu, când o fundație vine cu un asemenea proiect? Foarte încântat a fost. Este bine, motivul, prima oară, a doua oară n-a mai fost așa încântat. Dar s-a regăsit, a și spus, a fost foarte încântat, nu a venit singur data aceasta, a venit cu compania de teatru Passepartout, Dan Puric. N-am voie, nu... Nu-i problemă. Așa, dar copiii de teatru cu piesa de teatru era în contră și a fost mai mult pe parte de pantomimă și a fost pentru publicul ploieștean o noutate, o surpriză care a prins, pentru că ei au fost aplaudați în mod repetat și iată, el s-a simțit foarte bine, să știți, a spus că a revenit cu plăcere în Clădirea Ploieșteană pentru că sunt niște oameni, a și spus, dornici, bine, a fost conferința despre iubire, oameni care știu să iubească, oameni deschiși și oameni fericiți, happy. La telefon l-avem pe domnul Ilie Gâlea. Bună seara! Bună seara! Ne auzim acum, da? Acum, da. E altă viață. Domnul Gâlea, happy în Ploiești? Sunteți happy? Sunt în Ploiești, da. Iliuță face sport, știți? Da. Eu vă întrebam dacă sunteți, ați participat la filmarea acestui clip, happy. În happy sunt, da, și m-am bucurat foarte mult când... Asta mă întreba, că dumneavoastră sunteți happy în Ploiești, dacă sunteți fericit. Și care ar fi motive? N-am auzit de prima dată, da. Bine, întrebarea, bine? Eu întotdeauna încerc să fiu fericit, pentru că e modul meu de viață și felul meu de a fi. Sunt un bun om, încerc să fiu cât mai bun cu toată lumea și încerc să fiu fericit, da. Să fac pe toată lumea fericită în jurul meu. Noi aici căutăm și am găsit și sperăm, cu siguranță mai sunt și vom mai găsi motive pentru a fi fericiți în Ploiești. Din dumneavoastră, care sunt, dacă vreți, primele trei motive pentru care Ploieștiul vă face fericit? În primul rând, în Ploiești mi-am găsit calea în viață, dacă... Nu folosesc fraze prea mari, pentru că modelul Toma Caragiu, modelele Ploieștiului te pot îndrepta spre cariere extraordinar de interesante și una dintre acestea este actoria. Chiar dacă eram mic, am auzit de teatrul din Ploiești, de actorii lui extraordinar și lucrul acesta m-a atras imediat. Iată că acum am ajuns eu bătrânul teatrului, îmi vine să și râd când cei mai mici mă salută cu domnul Gâlea, știi? Și îi corectez rapid, spuneți-mi simplu, sire. De fapt, cred că știți și dumneavoastră apelativul cu care îi rog să mi se adreseze. Da, aici mi-am găsit fericirea, prin aceasta înțelegând drumul meu profesional și nu numai. Aici mi-am întemeiat și o familie, am doi băieți care sunt, cum să zic, pe același traseu artistic pe care l-am urmat eu, poate un pic diferit, că ei au făcut și muzică, dar și mie mi-a plăcut muzica. Sunt multe de povestit. Să-mi spui dacă mă opresc sau vorbesc în continuu. Nu, vă ascultam. Eu pot să vă povestesc și seara la gura sobei, așa cum le povestea eu în creangă copiilor lui. Poate ne întâlnim o dată, poate aici la emisiune și stăm mai mult de povești. Apropo de teatru,
Cred că știți că de-abia de câteva zile e proaspăt spectacolul și cald încă omul care a văzut moartea după Victor Estimiu, la care vă și invit să veniți și acum te rog să-mi pui întrebarea ca să nu vorbesc neîntrebat, sunt ascultător. Revenim la Ploiești, de fapt tot da. În Ploiești rămăsesem. Care este zona care vă place cel mai mult? Mă vreau să mai spui o dată. Care este zona care vă place cel mai mult din Ploiești? Și de ce? Zona care îmi place cel mai mult... E greu de spus, pentru că eu am copilărit în nord, după care m-am mutat în sud. Vedeți, deja am trasat o linie de priorități. Traversez orașul, de fapt, în fiecare zi. Aproape în fiecare zi, mergând la mama, care locuiește tot în nord. Și mi-e drag traseul ăsta, îmi plac și parcurile. Îmi place Bulevardul Castanilor, unde mă simt extraordinar de bine. Îmi place și parcul din nord și cel din centru. E bine că urmăm, să zicem așa, o linie verde. Chiar, bine, Ploieștiul este tăiat de o linie dreaptă, să zicem, oarecum. Și de-a lungul ei există aceste parcuri frumoase, dar mai sunt și alte locuri în Ploiești unde ne simțim foarte bine. Sunt unele grădini de vară, unele pe care cred că le știe toată lumea sau poate că nu. Uite cum este cea de la... Dar nu vreau să fac reclamă. Cea de unde? M-ați făcut curios. Pe la Jazz, cafe. Grădina din spate, e foarte frumoasă. Bun, de fapt, Ploieștiul este evident cunoscut prin celebra vorbă ce bei, știi? Care a pornit de la faptul că aici, la 200 de oameni, în perioada din până la 1800 și ceva, la 200 de oameni era o cârciumă. Ori cine venea în Ploiești era luat din prima, ce bei. Și atunci, evident că s-au născut aceste terase... Pe urmă, grădini extinse, sunt grădini foarte frumoase unde poți să-ți petrești timpul, nu numai stând la un pahar de vorbă, dar și ascultând o muzică bună, vorbind despre teatru, vorbind despre lucruri pe care poate nu le regăsești în orice clipă și acolo e bine să îți mai limpezești sufletul, să te descarci, să te simți bine, că în Ploiești oamenii se simt bine, după părerea mea. Și a noastră, vă mulțumesc mult pentru intervenție și poate ne întâlnim aici, după cum am spus și mai devreme. O seară bună! Mulțumesc și eu frumos! N-am terminat, mai aveam vreo 3 ore să vă povestesc, păi... Știți, mai luați-mi ceva de la Florin Piersic, da, pentru că el n-a trecut pe Ploiești. O seară bună! Să veniți la teatru, vă invit. Venim, venim. Și la terasă și la teatru. Încă de la intrarea în Ploiești puteți vedea o placartă cu acesta este orașul lui Caragiale. Și nu numai, orașul nostru incumbă mai multe lucruri pe care... E foarte bine să le descopere și cei care nu sunt de aici și să vadă că în Ploiești există nu numai o stradă principală, dar există un filon de cultură și nu numai atât. Cu teatrul meu am o singură regret, că l-am afirmat de mai multe ori public, faptul că avem o sală mult prea mică. Dar asta este. Dacă cineva acolo sus ne iubește... De iubire că ne iubește, nu ne dă bani. Vă mulțumesc, da. Vă mulțumesc, domnule Gâlea, pentru participare, pentru această intervenție. O seară bună. O seară bună. Da, interesant. Vreau să vă întreb, ați realizat o expoziție, Ploieștiu vechi și nou. Și domnul, când vorbea domnul Gâlea, aveam așa, ne-a plimbat și pe bulevard, și în zona de nord, unde și eu am copilării, bun. Cât de diferit este Ploieștiul? Că ați lucrat la un proiect întreg. E adevărat, din alt punct de vedere, din altă perspectivă, nu neapărat istoric. Este diferit. Sunt unele clădiri care au rămas cât de cât la fel. Sunt alte clădiri care și-au schimbat complet fațada. Urât.
În sens urât? Mm, sau? Acum, vedem acum... Da, asta este Biserica Sfinții Împărați. Cum în partea, în jumătatea stângă... A rămas la fel. Jumătatea stângă este vechiul, iar jumătatea dreaptă este noul. E bine, da. Așa, este cazul fericit că a rămas la fel. La fel și gara de nord a rămas la fel, însă la momentul când a fost făcută acea fotografie, nu era extinsă și pe stânga și pe dreapta. Era cam atât și atât cât se vede în imaginea veche. Putem și noi și nu putem să arătăm chiar tot, dar... Se înțelege. Gara de sud, din cauza bombardamentelor, s-a curățat de pe fața proiectului și au reconstruit-o. Mai întâi într-o formă, apoi în altă formă. Acum este forma în care... Au reconstruit-o urât, da. Evident. Așa cum s-a fost reconstruită. Acum, dacă suntem nostalgici, este urât. Stați puțin, să rămânem la gară. Înapoi. Înapoi, da. Dacă suntem nostalgici, e urât. Nu, dacă pai cât de dacă cât ne gândim când a fost construită și în ce conjuncturi, e modern. Dacă ne uităm acum, e comunist și tot așa. Adică nu depinde. E comunist, e urâtă. E urâtă, e de adevărat, nu se compară cu ce a fost. Asta spuneam. Adică, cum ar fi să te duci în Paris, să zicem, și să dărâm Louvre și să faci tu ceva ultramodern. Peste 50 de ani, 100 de ani, o să mai fie modern ăla cum e, o să fie urât. Și atunci e mai bine să păstrezi farmecul. Acum... Bine, știți că și modernul are atunci avantaje, nu tot ce e modern. Da. Dar e și avantaj. Frumos. Acum nu zice nimeni, domnule, nu mai evoluăm, nu mai construim clădiri decât așa și e bine tot să ții cont și de o identitate urbană, care la noi nu prea există, dar asta e. Există orașe și în țara asta și în Europa, care și-au păstrat vechiul ăla. Da. Dar vechiul ăla aduce în continuare turiști foarte mulți și este apreciat chiar de către cetățenii respectivului oraș. Să mergem mai departe cu aceste imagini. V-am spus, Gara de Sud. Hotel central, da. Și Baca comercială. Este ars și ultraș și tot așa. Da, este păstrat. La momentul când a fost făcută acea fotografie, nu mă întrebați ani, vă rog foarte mult. Nu exista decât partea laterală. Am încercat să evidențez cât se poate de mult în chenarul respectiv. Ulterior s-a construit și partea centrală și apoi cealaltă laterală. Chiar se vede pe acoperiș, dacă vă duce să vă uitați, chiar se vede că sunt construite din trei părți. Iar cealaltă parte cu banca comercială a rămas aproape neschimbată. Ceea ce are bine. O să mai avem niște imagini cu banca comercială din față și se va vedea și mai bine acest lucru. Cum să zic, liceul Sfinții Petru și Pavel sau liceul Mihai Viteazul? Mihai, da. Acest liceu a fost distrus complet la bombardamente și rămăseseră decât statuile pentru și Pavel. Nu au mai pus statuile și cei 2 lei, erau 2 lei în față. Au rămas decât coroanele din fața intrării în liceu și rest s-a reconstruit complet. Urât. Este frumos, nu e? Adică, și de ce zic asta? Și de ce zic asta? Când eram clasa 8-a, trebuia să-mi aleg ulterior unde mă duc, la ce liceu. Nu am ales Mihai Viteazul, deși aș fi intrat acolo unde vroiam eu. Am ales Caragiale, pentru că mi-a plăcut clădirea. Da. Deci, da, e urât. Mi-am pus în cap toți. Ați făcut la Mihai Viteazul? Nu am copii care sunt acolo, da. Dar este frumos și acela, să știți. Este pe mister și urât și Caragiale era înalt și frumos și ce arhitectură și ce drăguț. Din nefericire am prins exact în perioada în care se renova liceul și așa că 2 ani de zile am făcut-o cum în altă școală. Caragiale era mai înalt decât Mihai Viteazul. Și în viața reală, da. Este, am făcut Caragiale, totdeauna vom fi mai bun, evident. Evident, da. Așa, Monumentul Vânătorilor. Cu Monumentul Vânătorilor, săracul și-a schimbat poziția de vreo câteva ori. Prima dată când a fost amplasat la rondul întâi. Acum este amplasat la gară. Mai avem puțin și lucem după calea ferată. Da. Următorul amplasament. Așa. În ordine, iar clădirea din spate, iară, nu s-a schimbat prea mult. Acolo este fosta policlinică cu plată, nu știu dacă mai sincer. Rondul 1. Rondul. Da, a fost refăcută. Da, și am vorbit atunci cu Lucian, unde-l punem. Și am zis, hai să punem prima dată unde a fost de prima dată, ca să se vadă diferența, că acum toată lumea știe că e acolo. Și putem și menționa viitoarele texte sau texte respective și gata. Mai departe, vă rog. Muzeul Ceas. Asta a fost prima imagine a proiectului. Asta a fost imaginea care
cu care m-am bătut eu cel mai mult să găsesc un aspect vizual, cum să arate proiectul general. Muzeul Ceasului și Bulevardul. Muzeul Ceasului, toată lumea spune și de adevăr așa este, arată într-o stare deplorabilă. Așteptăm renovarea. Este una dintre clădirile frumoase ale Ploieștiului. Și patrimoniul cu este, cred că al Ministerului. Așteptăm renovare. Bine, da. O renovare făcută... Nu o renovare de asta cu niște geamuri. Da, nici Bulevardul săracul nu, adică restaurantul Bulevard, e tot a fost vândut. Au păstrat arhitectura, da, și la restaurantul, da, Bulevard s-a întâmplat un lucru incredibil. Când a fost preluat de noul proprietar, sănătate, când a fost preluat de actualul proprietar, a chemat zugravii. Și când au început să dea jos tencuiala aia comunistă, au descoperit picturile din 1890. Este ceva de-a dreptul de neimaginat. Cum au putut comuniștii să dea cu var peste niște picturi. Bun, mai departe, vă rog. Palatul Culturii. A fost renovat, ok. Da, el a fost construit mai întâi ca Palat de Justiție. Iar imediat după ce au venit comuniștii, practic existând legile clare, foarte, nu au mai fost procese pe foarte multe pe rol. Ei aveau nevoie ca aparat de justiție pentru că erau foarte multe procese atunci. Și s-a transformat în Palatul Culturii tocmai pe premiza asta, pentru că dosarele scăzuse foarte tare, procesele nu mai erau, nu se mai bătea nimeni pe averi, pe moșteniri și pe așa. No, și... Era totul al statului. Da, era totul al statului, totul bine și frumos, i-au mutat în clădire mai mică și a rămas Palatul Culturii. 1200 preoți aruncați la Sighetul Maramații, fără proces. N-aveau nevoie, adevărat. Bun, mai departe, vă rog. Mai departe, am ajuns în studio. Aceasta a fost expoziția cu Ploieștiul, da, vechi. Da, deocamdată. Au fost 8 imagini atunci când le-am... Când le-am 3D, nu? Nu, sunt 3D. Sunt 2D. Deci ne trebuie ochelari. De fapt, da, la 3D ne trebuie ochelari. Exact, să vizualizăm, da. Ne-a trebuit... El a fost conceput și este conceput în continuare ca proiect sociocultural. Și atunci trebuia să atragem atenția într-un fel mai deosebit ca... omul când trece pe lângă acest complex să zică, mă, da, ce e aici? Și să fie atras cumva. Ei tot insistă. Dacă ambalești ceva foarte frumos, indiferent de cât de lipsit de valoare ar fi, o să atragă atenția. Noi am sperat să venim și cu valoarea, eu zic că am reușit, și cu ambalajul frumos. E un complex, probabil că putem să-l arătăm la un moment dat. Și arată foarte, foarte interesant. Apropo de arhitectura Ploieștiului, eu susțin în continuare faptul că și pentru securitatea, siguranța fizică, securitatea celor de la care locuiesc acolo, blocul cu 7 etaje, cum este, de 7 etaje, cum este el cunoscut, da, ar trebui dărâmat. Fiindcă, de fapt, comuniștii l-au înălțat între cele 3 obiective ale Socolescu. Da. Halele centrale, catedrale și palatul. De exemplu, eu asta susțin. Că blocul acela susține. Scuze? Multă lume vă susține. Da, inclusiv cred, eu. Dar cred că și proprietarii, cu o despăgubire justă, dreaptă, corectă, ar fi de acord, acel bloc, Doamne ferește, la un cutremur mare de 5 grade, pică. Și vorbim acolo despre victime. Nu. Numai că trebuie... Am înțeles că există problema că proprietarii doresc să locuiască tot în centru. Aici pe semne că e problema. Da, și cu cât ai putea tu să-i despăgubești pe ei astfel încât să le treacă centralismul, am cum să zice. Bun. Haideți să revenim. Ploieștiul vechi și nou, așadar, se vor adăuga tot timpul imagini? Da, se vor adăuga tot timpul imagini. Eu și cu Lucian ne-am gândit să fie în jur de 100 de imagini finale. Are Ploieștiul 100 de... Nu de 100 de... De 100 de ce să aibă Ploiești? De obiective care să vă atragă, de clădiri care să vă atragă atenția? Da, pentru că nu sunt doar clădiri, sunt foste piețe, sunt, de exemplu, fostul Hotel Europa, care a fost pe locul... aparatul administrativ, partea din spate unde au loc cununile civile, e partea cea mai joasă și tot așa, și noi încercăm să le reconstruim cumva, uite ce a fost, uite ce e acum. Apropo de Lucian, că de fapt e o colaborare cu cam câte obiective are Ploieștiul demne de a fi vizitate sau nu neapărat vizitate, ci să atragă atenția unui turist. Bun, un număr exact nu știu, dar pot să te întreb altfel. Dar pot să te întreb altfel. Nu știu să spun treaba asta, el aș ști mai bine să-ți răspund la această întrebare, nu pot eu să-mi asum anumite răspunsuri, însă eu personal cred că trebuie să vă punem altfel întrebarea, câte obiective, din ce punct de vedere, din punct de vedere turistic actual sau din punct de vedere istoric. El face, exemplu, un tur istoric al Ploieștiului și
eu personal am fost la el. Eu personal n-am știut foarte multe. Am ajuns în locuri în Ploiești care nu știam că există. Păi, ce vorbim la începutul emisiunii? Trebuie să promovăm Ploieștiul, în primul rând, pentru ploieșteni. Da, în primul rând. Ok, eu, Loredana Brătile, mă duc în Viena și vizitez. Ok, Viena vizitez, îmi iau ca atare ce mi se spune, ok, dar un vienez, să zicem. El știe toate lucrurile astea. Același lucru poți să spun și despre Ploiești. Vine cineva, vizitează Ploiești. El o ia ca atare. Dar eu, ca ploieștean, ce știu despre Ploieștiul meu? Și aici încercam să ajungem totuși și cu proiectul Ploieștiul Vechi și Nou. Să arătăm că totuși avem o istorie, să arătăm cum a fost, să creăm și o ușoară nostalgie, să avem vedem valori, bube, nebube, da, tot așa. Dar eu nu vorbesc, și nici ploieștenii nu cunosc, dar nici unui turist din alt oraș, nu zic altă țară. Eu nu cred că până acum s-a pus problema la modul foarte serios de către, și către, mai ales de către administrația locală, dar și de către, uite, acum nu știu că mai există oameni cu inițiativă, ONG-uri, fundații. Nu cred că există un plian cu 10 obiective ale Ploieștiului pentru un turist străin. Nu cred că există un plian turistic al Ploieștiului, îl mănânc dacă îl văd. Am intrat în posesia lui? Dacă există. Iată, un alt, dar mulțumim hărții. Da. Mulțumim hărții. Deci există oameni care vor să facă lucrul ăsta. Până acum, nu știu, eu poate sunt mai tânără, poate, nu știu, poate. A existat o cărticică, Mare Lucian, veche, care scria despre fiecare clădire, era ca un fel de ghid turistic. El o are, pe el trebuie să întrebați mai bine. Ne prezintă laturile istoric. Da, suntem trei persoane, nu cred că nici noi, la modul serios, dacă ne sună cineva o rudă din altă țară, zici și mie ce să visez în Ploiești, nu cred că putem să-i trecem mai lucru. Hai, putem să-i trecem de la Palatul Culturii, vezi, așa, la Palatul omului, Culturii. Muzeul... Haideți că m-ați provocat, Palatul Culturii. A, nu! Da, înapoi, nu, că pe nici nu știu. Muzeul Pătrălui, da. Muzeul de istorie, da. Nu știu, mai Muzeul ceasului, da, corect. La Palatul Culturii iarăși sunt... Iar nu ce la Palat. Nu, că sunt la Caragiale. Două la prefectură, da. Două la... Muzeul de biologie, muzeul, da, nu? Da, tot așa, al omului, da, tot în Palatul, da, Culturii. Ce mai avem? Și piața, nu? Da, există piața, că... putem să vă... Care piața? Piața? Cum? La halele? Da, păi este... Poți să te duci și să spui, uite, piața a fost construită la momentul respectiv, toată cupola aia a fost mare senzație. Bun, aducem formă la zoo. Ce, poftim? Zoo, pe urmă. Nu, apropo de obiective, care să-l fac. Înțeles, da, da, da. Da? Ce mai? Formă, hai și pe la Arena Lupilor puțin. Bine, a fost o glumă cu ce poftim, da? Ok. Unde să-l mai ducem? Putem să-l ducem la sala sportului? De ce? Că este un parc foarte frumos. Putem să-l mai ducem în centru. Ce să-i spunem? Uite o clădire. Aici să facem sport. Dar nu e vorba despre asta. Nu, parcul, da. Parcul în sine. De ce? Uite, ați întrebat... partea aceea unde pot dezvolta, deci alternativă de petrecerea timpului liber, fac jogging, da, au instalat fel de, da, fel de aparate. Deci acolo duce în seara sau dimineața că face jogging. Uite, ați îndepărtat pe domnul Gâlea, care este cel mai, care este locul meu preferat. Locul meu preferat este la sala sportului. Mă ajunge acolo, da, stop. Dacă aș putea fix în insula aia să-mi fac o casă, acolo mă ajunge. De exemplu, pentru acolo... că acolo am copilărit, pentru că acolo am învățat să merg cu bicicleta, pentru că acolo am avut primul meu iubit, pentru că acolo toate cele, pentru că acolo au stat bunicii mei și am toate amintirile, deci îmi place sala sportului. În niciun alt parc din Ploiești ăsta nu mă simt ca la sala sportului. Da, dar nu sala. Ați spus lucruri neștiute? Deocamdată? Nu, el știe, dar când mă aude cu sala sportului, nu, iar... Dar obiectivul în sine nu poate, parcul da. Da, că să zicem, aici bărci, clădirea unde în care se softul își face meciurile, adică poți să te legi de ceva dacă chiar ții. Dar și lacul acela, că pune... Patrimoarul, practic, dacă suntem, nu... pe timp de iarnă. Hai că am reușit vreo 13 obiective împreună. Uite, putem să mergem la Mihai Viteazul, la spre nord, putem să vizităm statui, parcul Nichita Stănescu. Hai că nu rog să ne facă legătura. Mai avem doar, cred că, vreo 3 minute cu Corina Ungureanu, campioana mondială la gimnastică, și a apărut și ea e happy în Ploiești. Da. Sperăm să ne auzim bine. Dar vedeți, și nouă ne-a fost greu la primul exercițiu. Să spune pe nerăsuflat obiective care să-l e adevărat că nici nu comunismul, eu mențin părerea, a făcut atât de mult rău și acestei țări și acestui oraș, părții de sud a României, cât ne putem noi imagina. Eu nu mai mă refer aici că aras intelectualii, bun, nu vorbesc despre alte aspecte, dar din punct de vedere arhitectural a făcut din Ploiești un oraș de blocuri gri unde ne-au ținut un cuțit de chibri ca să controleze mulți foarte ușor, da? Și l-au urățit. Sibiu arată într-un fel. Și mă uit cu invidie, că nici Ploieștiul nu a fost Sibiu. Dar aveam și noi acele clădiri, Gara de Sud, și au bătut joc de ea comuniști.
uite cum arăta, ce ați filmat, ce ați făcut, cum ați, această paralelă, cum arăta și cum arată acum. Cum au reconstruit. Cum au reconstruit, da. Da? Aveau fundamente, dar bine, aveau alte principii și faptul că au fost bombardamentele și Ploiești a fost prima țintă, clară, da. Au avut suportul cel mai bun, platforma cea mai bună de a reconstrui și a face din Ploiești ce și imagineau ei că trebuie să fie vis-a-vis de această ditatură. La telefon Corina Ungureanu. Bună seara! Bună seara! Bună ziua! Happy în Ploiești? Happy Ploiești, da. Happy Ploiești. Eu am întrebat dacă sunteți happy în Ploiești. Eu sunt happy acum în Galați, dar sunt happy în Ploiești. Dar e bine că sunteți happy, deci nu e nicio, nu e nicio problemă. Nu mai avem foarte mult timp, spuneți, din păcate. Spuneți-mi, vă rog, de ce iubiți Ploieștiul? Nu vă întreb dacă îl iubiți, că e evident. Iubesc Ploieștiul. Eu am concurat și am câștigat medalii pentru Ploiești și pentru ploieșteni. Este orașul pe care... În care vreau să trăiesc. Orașul pe care eu încerc să-l promovez între prietenii mei, nu doar în România. Am avut foarte mulți prieteni care au venit la Ploiești și au îndrăgit Ploieștiul. Mă simt acasă. E normal să mă simt acasă și cred că acest lucru e cel mai important. Deci asta e cu smiling. Noi trebuie cu acasă. Așadar, principalul motiv este că vă simțiți acasă. Mă simt acasă, e și normal să mă simt acasă. Am concurat, așa cum am spus, pentru orașul meu, pentru Ploiești. Dar avem un oraș frumos? Este un oraș frumos, dar întotdeauna este loc de mai bine. Eu sper să se întâmple și la noi lucruri frumoase în viitorul nu foarte îndepărtat, pentru că avem nevoie și este loc de de un oraș mult mai frumos decât cel pe care îl avem și sunt convinsă că se lucrează intens la o dezvoltare mult mai frumoasă a orașului. Mulțumesc mult pentru această intervenție și mă bucur că sunteți happy în Galați, dar și mai happy în Ploiești. O seară bună! Din păcate, timpul alocat emisiunii a expirat, însă și n-am apucat să vorbim. Există și, aveți la Fundația Comunitară Prahova, doamna Antoniete, și o bursă pentru jurnalism despre filantropie. Mi se pare foarte, sau a fost? Este bursa care a fost practic lansată la nivel național. Nu am preluat-o. Ce am preluat noi în Ploiești este programul Youth Bank, de care spuneam, da. Banca Tinerilor. Acesta care și el promovează inițiativa civică și filantropia. Și aici, apropo de ce spunea și Corina, este foarte bine, noi facem lucruri frumoase și încercăm practic și în proiectele pe care le vor depune acum liceenii noștri să aducem ceva modificări în comunitatea noastră. Dar ce fac ei într-o frază, vă rog? Practic, ei vor, au mobilizat resurse, au constituit acest fond, Fondul Iubem Ploiești, au constituit din banii lor. Au organizat evenimente filantropice și mă bucur că de foarte multe ori aici am auzit Asesoft, pentru că Asesoft, CSU Asesoft, prin Ionuș Georgescu deschis un astfel de evenimente filantropice, s-a implicat în organizarea evenimentului Ne este dor de Tony și prin toate evenimentele acestea filantropice am avut și la Patinar Olimpia, apropo de obiectiv turistic, un eveniment sportiv de patinaj viteză, elevii aceștia au reușit să strângă 13.000 de lei. Deci sunt bani care se vor întoarce către comunitatea noastră ploieșteană prin proiectele liceenilor. Constituiți elevii în grupuri de trei elevi și numai elevi ploieșteni care învață în liceele și colegiile din Ploiești, iar proiectele acestea vor trece printr-un criteriu de selecție și practic vor fi finanțate proiecte pentru comunitatea pe domeniul cultural, pe domeniul ecologic, pe domeniul educație, sănătate. Sunt foarte multe idei, n-am să vă spun foarte mult aici. Sper că v-am stârnit curiozitatea. Nu, mi-a stârnit în primul rând plăcerea de a vedea că se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri frumoase. Vă mulțumesc mult pentru participare, ne vom revedea cu siguranță. Cu sau fără partea a doua Happy în Ploiești, dar ne vom revedea cu siguranță, fiindcă eu chiar țin să arătăm și o altă față a Ploieștiului. Se poate și altfel și se întâmplă lucruri bune, lucruri minunate. Vă doresc o seară plăcută în continuare și mulțumesc. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni mâine, dragi prieteni, de la ora 21. Până atunci, numai bine.